Intrăm în legătură directă cu un jurnalist din Cernăuți. Adrian Medvedi. Da, bună ziua. Bună ziua. Bună seara, da. Colegii mei remarcau faptul că, chiar jurnalist fiind, sunteți cu arma lângă dumneavoastră, au văzut pe imagini. Stați înarmat la această oră? Da, sigur, suntem în... apărăm un obiectiv strategic din Cernăuți și suntem înarmați. Facem tură pe perimetru din 15-15 minute. Suntem în câteva schimburi. Bun, eu înțeleg, îți spunea Evgenie, mi-a șoptit puțin mai devreme că v-ați înrolat. Bun, vreau să vă întreb, în această seară, aici este marea întrebare și marea îngrijorare, nu doar a ucrainienilor, ci a întregii lumi libere. Va cădea Kievul în mâinile rușilor, în mâinile lui Putin? Kievul nu cade în mâinile lui Putin. Dacă cădea primele 24 de ore, de acum e foarte greu. Da, așa este, domnul Diaconescu? Așa este. Deci, în momentul acesta, văd că și intensifică forța, văd că lovește, imaginele pe care le-am văzut în seara asta, cu rachete și așa mai departe, nu credeți că va lovi și mai dur, și mai dur, pentru a încerca să-i facă pe cei din Kiev să renunțe? Cu cât mai dur lovește, cu cât mai dur o să lovească și pe el oamenii din țară, din Rusia. Că nu știu acum, la momentul de față, date exacte, dar o să plece trenuri cu cadavre înapoi. Deci, în Kiev o să se opună o rezistență care nu a crezut în ea nici Europa, nici NATO și cred că nimeni. De unde vine rezistența asta, stimate domn? E o ură pe Putin? De unde vine această rezistență incredibilă? Se știe foarte bine, Rusia are o armată așa cum o are. Ucraina nu are aceleași posibilități, acum nu mai are nici forțele aeropurtate. De unde vine forța asta? Forța aceasta vine din faptul că oamenii își apără casele lor, își apără pământul lor. Ucraina nu invadează, nu atacă pe nimeni și nu are unde pleca. Sunt în prima zi de război, de atac, când s-a atacat Rusia, Ucraina direct, s-au înrolat în rândurile voluntarilor peste 10.000 de persoane, numai în Kiev. În toate regiunile se înrolează, oamenii vin, un haos total, la comisariatele militare nu reușesc să înroleze, să înarmeze și așa mai departe. Acum cea mai mare nevoie este de veste, antiglonți, căști și așa mai departe, că nu mai ajung câți voluntari s-au înrolat. Am văzut ceva, bună seara, am văzut ceva absolut neașteptat la forțele Federației Ruse. Sunt foarte mulți soldați înfometați, foarte mulți soldați prost echipați, foarte mulți soldați prost pregătiți, foarte mulți soldați care inclusiv rămân abandonați în locurile în care au fost trimiși în Ucraina. E o debandadă, se pare, în această mare forță rusească, iar imaginile care ne vin arată că forțele ucrainiene au reușit să genereze de 10 ori mai multe pagube și victime forțelor armate Federației Ruse, ceea ce e absolut uluitor pentru noi. Cel puțin de 10 ori, deoarece în toate noutățile care le urmărim și noi de aici, vedem prizonieri ruși, prizonieri copii care au fost trimiși, li s-a spus că merg să facă niște instrucțiuni, care nici nu își dădeau seama, unii dintre ei, sigur că mai sunt și cei mai au fost prinși prizonieri și ofițieri care sigur că știau unde pleacă, și dar erau și copii care de 18-19 ani care nici nu știau că se află pe teritoriul ucrainic când au fost luați în prizonierat. Incredibil, deci au fost manipulați și trimiși pur și simplu fără să le se spună unde sunt duși.